angajați a instituțiilor de forță. Mă bucur că sunt astăzi prezent la cea de-a 12-a ediție a concursului Cupa Eroilor. Un eveniment cu o semnificație deosebită, care an de an are menirea de a promova valorile neamului nostru, tradițiile, militarilor și sentimentul patriotic. Astăzi vedem împreună trecutul, prezentul și viitorul. Mă refer la veteranii noștri, mă refer la colegii noștri care sunt încă în acțiune, mă refer la cei tineri care sunt prezenți aici, pe acest platou. Este un moment istoric, pot spune eu, căci, din păcate, astfel de evenimente se desfășoară tot mai rar și mai rar. Dar ele sunt necesare pentru viitorul nostru, pentru creșterea și educația urmașilor noștri. Întotdeauna oamenii au putut să se unească și să se consolideze eforturile în jurul unui cauze nobile. Consider că dumneavoastră, toți cei implicați la realizarea acestui eveniment, asta reușiți să faceți an de an, să adunați oameni în cinstea memoriei eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova și pentru viitoarele ei generații.